Copii însoțiți de părinți sau bunici, dar și tineri, au participat la ateliere creative de pictură textilă cu ajutorul șabloanelor și materialelor, un atelier de improvizație sau un atelier de disc jockey. În cadrul festivalului s-a vorbit despre artă, despre antreprenoriat, dar și despre un stil de viață sustenabil. Îmi place să creez lucruri. Aseară am desenat pe halat, am făcut conturul cu creionul și aici am venit să pictez. Cum ți se pare ideea acestui festival? E foarte frumos și ar fi frumos să știe cât mai multă lume de el. Sunt foarte multe lucruri pe aici pe care le poți face. M-a anunțat prietena mea despre acest festival și mi s-a părut foarte interesantă ideea. Am desenat și eu aseară, puțin pe grabă, această inimă, noi fiind studente la medicină. Și mi se pare foarte interesant. Până acum am simțit foarte bine și e o activitate foarte plăcută. Ar trebui să se audă cât mai mult, să vină cât mai multă lume și să încerce să vină în contact cu latura asta artistică. Un borcan cu castane pe jos și pe aici am pus folie verde ca o navă spațială. Vrei să arate așa ca o navă spațială? Da, dar e chiar, am încercat, dar chiar pare ca o navă spațială. Organizatorii și-au propus prin acest festival formarea unei comunități dincolo de mediul online, dar și încurajarea voluntariatului ca expresie a solidarității și responsabilității sociale. Am avut ateliere de teatru de improvizație, ateliere de pictură pentru tricouri, ateliere de disc junkie, de DJ, să descoperim ce face un DJ, dar am vorbit și despre antreprenoriat, despre business, ne-am distrat și ne-am relaxat în colțul de distracție, dar și în zona de citit și de relaxat și ne bucurăm că până la urmă vremea a ținut cu noi și craiovenii au venit în parc la Castelul Fermecat. Scopul proiectului este să încurajeze industriile creative, de aceea ne dorim să aducem la un loc tineri artiști care fac diverse ateliere și diverse evenimente. Insta Craiova a fost inițiat în anul 2016 sub forma unui proiect fotografic dedicat pasionaților de arte vizuale. În anul 2020 s-a transformat într-un festival dedicat tinerilor cu ateliere, expoziții, spectacole, concerte, evenimentele fiind gratuite. În 2021 a obținut premiul al treilea la Gala Tineretului din România, secțiunea Cultură.